Salut, prieteni, mă numesc Oancea Cătălin și astăzi vreau să vă arăt. Am pus ochii pe niște portaltoi sălbatici într-o lizieră de gard și vreau să vă arăt ce am găsit. Ia uitați, aici sunt cireși, ăsta e cireș. Nu mai bun de scos în toamnă. Aici sunt alți cireși. Ia uitați ce frumos sunt. Asta. Acolo la fel. Asta a fost rost de oițele mele care sunt pe acolo la păscut pe o miriște din asta. Însă nu e problemă pentru că a tocat doar la frunze. Acolo, ia uitați, alt cireș. Acolo în zona, în zona asta la fel sunt alți cireși. Ia uitați ce frumos sunt. Ia să vedem. Ia uitați, ăștia și mai frumos sunt. Ia uite ce frumos arată. Îi filăm de acum și după căderea frunzelor venim și scoatem. Aici am un merișor. L-am curățat frumos până în această zonă. Între timp rănile se vor cicatriza. L-am scurtat și urmează să fie scos. Bineînțeles, după căderea frunzelor. Acolo mai sunt tot așa niște cireși. Când stau pe aici cu animalele și pierd vremea, mi-arunc ochii prin liziere și găsesc diversi portaltoi. Aici sunt niște merișori. 1, 2. Deja am pus ochii pe ei, cunosc zona și în toamnă o să vin cu ceva unelte și o să îi scot. Aici într-o zonă sunt foarte mulți vișini, de ăștia nu prea mai am nevoie. Ce e, mă, ce ai văzut? Ia uite, sunt cu sutele. Ia uite, sunt vișinei. Merișori, cireși. Și peri am găsit, perii se găsesc mai rar. Dar există peri sălbatici prin zonă și putem căuta. Deci în această perioadă punem ochii pe portaltoi, ținem minte zona și venim și scoatem. Liziere, margine de pădure, ia uitați, un almerișor aici, acolo am văzut. Ia uite ce frumos, și ăsta urmează să fie scos și pus în grădină și altoit. De asemenea, se mai pot găsi și pe zonele astea unde sunt linii de cale ferată, parcări, unde oamenii consumă diverse fructe și aruncă sâmburi. Acolo putem găsi portaltoi franc. Ăștia sunt sălbatici, cresc cu pe aici prin liziere și au o vigoare deosebită și, bineînțeles, imprimă și rezistență la secetă și boli. Eu sunt adeptul altoirilor pe portaltoi sălbatic și franc. Îmi fac singur materialul săditor. Găsim tot felul de pomișori. Important este să avem răbdare să căutăm. Vă mulțumesc și vă doresc succes!